Primul videoclip cu pui pe acest an. Am aici pui de vreo 3 săptămâni și pui de o săptămână. Cu aproximație așa, nu chiar o săptămână la ăștia mici. Îi scoși undeva marți, miercuri. Și aia mare au cam vreo 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni. Aia sunt scoși la incubatorul aia mai mare. Am aici pui de pitică, pui de frezată. Cred că și de talie mare, nu sunt foarte sigur că am de talie mare aici, dar de pitică am unul. 2 pui de Sussex, mixti, țărănești. Sunt amestecați. Sunt 17 pui scoși la o curcă. Au fost 23.000, au murit, nu știu de ce cauză. 2 bănuiesc că i-a călcat curca, că i-am scos din nou. Celălalt l-am găsit pur și simplu, a murit, nu știu exact de ce. Și mai sunt încă 9 mai mari, 4 de pitică și 5 de găină mare. Și moțați și încălțați. O să mai urmez oricum puișorii, așa nu sunt doar, nu sunt doar ăștia, o să urmeze cât de curând. Aici am un cocoș de găină țărănească din prima serie. Acolo sunt două puici, una mixtă, una roșie. Unul de Sussex, se vede acolo un pic cu alea hrănitoare. Un cocoș moțat. Ăla de acolo, mare, și mai unul mic acolo era moțat. Încă n-am de mătase nici un pui. Nici de mătase, nici de brahma. La brahma nici n-am început să o văd măcar. Nu știu de ce, dar n-am luat niciunul de la brahma până acum. Deci mi-e intenționat să le mai reproduc la mine. Am încercat, am trecut, nu prea am avut randament. Și aș vrea să le dau sau să le dau la schimb pe altă rasă, să le dau.